salut și bine v-am regăsit cu un nou video. Sunt Drago și în acest video vă voi arăta de unde, cum să descărcați GTA România 2010 și cum să-l instalați, desigur. Am vrut să zic GTA România 2 pentru că vă mulțumesc foarte mult pentru cele 100 de like-uri adunate la descărcarea, link-ul de descărcare a jocului GTA România 2 fără torrent. Și de data asta, la fel, vă voi arăta GTA România 2010 fără torrent. Link-ul îl găsiți desigur în descriere. Vom face și un mic gameplay, așa ca să vă aduceți aminte, să vă provoc așa o mică nostalgie legătură cu GTA România 2010, de fapt e Liberty City. O să vedeți acum, hai să vedem cum arată fișierul când îl descărcați. Deci aveți fișierul GTA România și aveți în total 30 de părți. Ele sunt împărțite pentru ca să fie, cum zic, ele au fost cu, li s-au făcut o compresie, ca să zic așa, la un ierar. Și voi nu intrați pe una din fișierele astea de la 2 până la 30. Voi intrați pur și simplu pe prima parte, partea 1. Ok. După aia, pur și simplu fișierul ăsta, ori faceți o extragere, ori îl mutați în partea asta spre desktop. Eu nu-l mai mut pentru că eu deja îl am aici. Și hai să vedem totuși. Uite. Deja toate fișierele astea le aveți aici. Ok. Hai să intrăm. Ok. Vedeți că funcționează. Mulți m-au întrebat dacă funcționează pe Windows 10. Desigur funcționează pe Windows 10 pentru că și eu am Windows 10. System. Să vă arăt că și eu am Windows 10. Vedeți unde scrie, unde scrie. Uitați că scrie aici OS Name Microsoft Windows 10 Pro. Deci am profesionalul. Aici sunt mai multe detalii. Nu contează acum câte memorii grafică trebuie să aveți. Oricum, ocupă, stați că vă zic eu cât ocupă, că scrie aici. Ocupă în jos de 2 GB. Cam atât ocupă acest joc. Deci eu în principiu am 1,60 GHz, 4 logical processors, scrie aici. Mai multe chestii aici mai am. În principiu am 8 GB de RAM, 1 TB hard disk-ul. Am pentru laptop Acer, uitați și modelul aici, Acer Aspire S1 532G. L-am achiziționat de la Altex, prețul vi-l spun în comentarii dacă doriți. Nu zic acum cu gura mare. Și hai să jucăm o leacă de GTA Romania Stories. Oricum o să vă zic de acum că pe 1 decembrie voi lansa și eu un GTA. Oricum de fapt este GTA-ul ăsta doar că modificat. Adică GTA Vrancea se va numi. Oricum vor fi niște chestii modificate comparat cu ce vedeți voi acum aici. Serios, deja am săturat de aro ăsta. Bine, scuze pentru lagul pe care îl vedeți voi în față. Lagul acesta nu e din cauza laptopului, e din cauza screen recorderului. Da, pentru că nu știu de ce nu mai funcționează cum trebuie, nu mai funcționat action-ul. Și o să ziceți acum că merg ca un bestmetic, na, faza că am și delay din cauza scrierii recorderului. Oricum stați liniștiți că la voi nu o să vă meargă așa cum vedeți voi în cazul de față. Dar că se mai întâmplă să aveți, mai ales dacă e un calculator cu memorie slabă, puteți să întâlniți așa lag. Nanny would spank me when I was naughty. And now Freddy needs Nanny. Ok, chestii de GTA România 2010, ce să zic. Eu vă mai zic o dată, să nu vă trezesc cu comentarii ce am laptop praf, că faza este că este screen recorder-ul problema. Nu-i deloc laptop.
comentez mașini care nu prea nu-mi plac, mai ales Renault ăsta nu-mi place deloc. Observați că totuși nu prea au contribuit foarte mult Remus, creatorul jocului GT România, la jocul acesta, doar că na, a băgat mașini, misiuni și că a făcut un fel de convert între Vice City și GT3, într-un fel a încercat să le combine, dar că sunt unele chestii pe care nu le ieșit foarte bine. Noi, de exemplu, posturile astea din GTA 3, în loc să pună și el ceva din asta mai românesc, vă lăsa numai radiozul ăla care nici ăla nu-i modificat cum trebuie, adică, pana mea, muzică de 12, de 10 minute, ce? Trebuie să faci muzică de 10 minute. Uite și McDonald's-ul ăla, ai pus Anapoda. Oricum merge de sus ăsta, na, pentru unii le place, pentru alții nu, mie, de exemplu, nu-mi place de rost. Mercedesul ăsta. Oricum, așa pentru voi, ca să vă distrați, și asta nu e problemă. Asta pentru cei care, din ăștia jucători simpli, care nu observă așa foarte mult jocul, detaliile astea la jocuri. Gen cum sunt eu, cred că nu s-ar abține deloc să nu modifice și el alea. În fine, că doar am vrut doar să vă arăt. Oricum, linkul găsiți în descriere, vă mai zic încă o dată. Sper că v-a plăcut acest video, de fapt tutorial și gameplay în același, un fel de 2-in-1, ca să zic așa. Și ne auzim data viitoare. Bă, fraților, adunăm oare 1000 de abonați. Totuși, 850 de abonați mi se pare chiar ca lume. Ok, ne auzim data viitoare. Pe curând, ciao, ciao.